Așa arăta ieri pădurea Strehareț din Slatina, gunoaie și peisaje dezolante din loc în loc. Polițiștii locali spun că așa înțeleg unii oameni să se comporte atunci când merg la iarbă verde. După ce au mâncat și au petrecut, lasă gunoiul pe unde se nimerește. Cea mai mică sancțiune contravențională fiind pentru aruncarea unor deșeuri de mici dimensiuni pe trotuare și pe căi de acces în municipiul Slatina, care sunt sancțiunea fiind de la 100 la 300 de lei. Iar pentru depozitarea de deșeuri menajere sau de orice altă natură în alte locuri decât cele speciale stabilite și amenajate, sancțiunea poate să ajungă până la 1000 de lei plus costurile de ridicare a acestor deșeuri. Poliția locală are atribuții în ceea ce privește sancționarea persoanelor care aruncă gunoaie pe străzi, trotuare, spațiile verzi și în păduri. De la începutul anului, agenții locale au aplicat mai multe amenzi pentru depozitarea deșeurilor în alte locuri decât cele amenajate. Undeva la 6-7 sancțiuni contravenționale în domeniul salubrizării. Atenție, nu neapărat în pădurea Strehareț sau în alte zone. În pădurea Strehareț, cum am mai spus, de obicei aplicăm sancțiuni cu preponderență în acea zonă, în momentul în care sunt și aglomerări ocazionate de diverse sărbători legale. Până când cetățenii vor deveni mai civilizați, angajații de la Salubris nu au decât să monitorizeze pădurea Strehareț pentru a face curat după cei care vin la grătare.